Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi îl avem invitat pe domnul Vicențiu Constantin Petre, fost absolvent al Universității Lucian Blaga din Sibiu. Astăzi este șef serviciu primăria sectorului 3 a municipiului București. A studiat în perioada 2007-2010 la Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, urmând apoi cursurile de master la aceeași instituție. Pe perioada studiilor de master a beneficiat de o bursă Erasmus Mundus, având astfel oportunitatea de a studia în Varșovia timp de un semestru. Astăzi, domnul Vicențiu Petre are în atribuții sarcini diverse, printre care realizarea cercetării de piață în vederea stabilirii informațiilor tehnice și financiare relevante pentru proiecte sau participarea la comisiile de evaluare în vederea atribuirii diferitor contracte de achiziție publică. Bine v-am găsit, domnule Vicențiu Petre. Și eu bine v-am găsit. Ce v-a determinat să alegeți științe politice și de ce la Sibiu? Ca licean, sincer să fiu, eu vreau să continui cu un profil umanist. Eu, având specializarea de filologie limbi străine în liceu, nu mă vedeam făcând altceva. Așa că după ce am făcut un mic exercițiu mental, am redus area de selecție la vreo 4 domenii, la momentul acela, adică prin clasa 10-11-a. Am zis eu că vreau să dau la istorie, mă înțelesesem foarte bine cu istoria de-a lungul timpului, filozofia, jurnalismul, habar n-am de ce jurnalism, și științe politice, mare parte pentru că științele politice cam le însumau pe toate celelalte. Întâmplarea a făcut că în final am dat la doar două, jurnalismul și științe politice, și am dat doar în Sibiu, și culmea a fost că am și intrat la buget la amândouă. Însă, ca să răspund la întrebare, nu știu de ce atunci am ales științe politice în detrimentul jurnalismului, însă acum cred că pot să fac un răspuns coerent. În viață avem tot felul de puncte din această decotitură, unde evident că deciziile pe care le luăm au un impact mai mare sau mai mic în viața noastră. Dar acest lucru nu putem să-l vedem în momentul respectiv. Adică nu pot să văd de acum sau să previzionez că va fi ceva benefic pentru mine. Nu, cel puțin nu privind înainte, ci doar privind în urmă. Asta a spus-o, de fapt, Steve Jobs în 2005. A spus-o într-un mod mult mai elegant, printre cele trei lecții pe care le-a spus în discursul său de la Stanford. Dar ce vreau să spun este că pot să văd acum de ce am ales atunci. Adică am avut încredere că ceea ce voi face prin alegerea mea de a ajunge la științe politice îmi va fi benefică, va avea un sens. Și sincer, dacă ar fi să stau de vorbă eu, cel din 2021 cu cel din 2007, i-aș spune un bravo mare pentru că sunt aici datorită acelei decizii și, într-adevăr, a fost un lucru foarte bun pentru mine. Ați unit punctele, cum spune Steve Jobs în acel interviu, nu connecting the dots. Da, exact. Am găsit pe social media un testimonial al dumneavoastră și citez. Pentru mine, experiența studenției la nivel general mi-a cristalizat ideile, m-a responsabilizat și mi-a demonstrat că atâta timp cât ești serios și dispus să muncești, poți să reușești orice îți propui. Cât de importanți au fost anii de studenție și experiența din facultate în raport cu parcursul dumneavoastră profesional? Foarte. Adică perioada de studenție cred că este importantă pentru cine, indiferent cum o dai. Vorbeam de Steve Jobs, spre exemplu. El s-a retras, sau mă rog, nu a urmat cursurile convenționale și a urmat apoi niște cursuri de caligrafie și așa a reușit să scoată, de exemplu, tastatura fascinantă de la Apple. Nu am așa ceva, dar mă uit la ea și chiar e fascinantă. Dar a fost un punct de cotitură și pentru el. Pentru mine, spre exemplu, în perioada de studenție mi-a dat ocazia să învăț. Știu că poate sună așa un pic siropos, însă veneam după un 1-12, unde am fost practic băgat într-un malaxor cu referate, cu comentarii, unele învățate pe toceală și am ajuns practic în Sibiu, la o facultate unde mi s-a cerut să-mi spun părerea și culmea să-mi spun și argumentat. Și sincer, a trebuit să mă adaptez, să schimb puțin modalitatea în care vedeam eu lucrurile, ca să pot să furnizez un mesaj care să fie ok, să fie ok pentru mine, să fie ok pentru cel care mă ascultă. Și prin urmare, cu asta cred că am început să-mi definez caracterul și cu atât mai mult am pus punctele
importante pentru ceea ce avea să fie pentru viitor, pentru cariera mea. De la cum să învăț, spre exemplu, cum să merg mai departe, cum să ies dintr-un conflict sau dintr-o dilemă și așa mai departe. Ca să răspund punctual la întrebare, perioada de studenție este foarte importantă, nu vitală, pentru că nu, ceea ce se întâmplă în studenție nu este o garanție. Dacă ești un student de 10, spre exemplu, nu este o garanție că vei reuși neapărat în viață, cum este nici invers. Dacă nu ești un student de 10, că nu vei reuși în viață. Însă, cred că este suficient de importantă astfel încât să îți dea o idee despre ceea ce se întâmplă în jurul tău și modalitatea în care tu te raportezi. Și de aici încolo este doar o limită pe care ți-o impui sau niște lucruri pe care le vrei. Din punctul meu de vedere, foarte important sunt anii de studenție. Alte recomandări pentru cei care sunt acum studenți? Ce le-ați mai recomanda în plus? Plec de la premisa că fiecare alege ce vrea să facă și nu am cum să intervin asupra acestui lucru. Dar dacă eu aș fi, de exemplu, eu din 2021 acum să vorbesc cu cel din 2007, cred că i-a spune trei lucruri. Primul ar fi, pune mâna și citește. Tot ce prinzi, citește. Are legătură cu specializarea ta. N-are legătură cu specializarea ta. Ești pasionat de ceva. Citește, pentru că mai târziu o să-ți folosească. Să-ți folosească în prezentări, o să-ți folosească în modalitatea în care îți construiești discursul, care este foarte important, dincolo de cunoștințele teoretice, practice. E acest univers pe care dacă nu ți-l cultivi, nu ajungi acolo unde vrei sau nu reușești să iei oportunitatea așa cum ar trebui să o vezi și să o pui în practică. Prin urmare, numărul 1, citește. 2. Fii moderat. Nu zic că am făcut excese, dar ca un student, mai ales în perioada aceasta, vorbim de 20, 21, 22, 23, 24 de ani, când din punct de vedere al neuroștiinței, spre exemplu, creierul ajunge la o maturitate, risc să te duci în dreapta sau în stânga. Dar dacă practici moderația în gândire, în acțiune, o să-ți fie benefică mai târziu. Prin urmare, fii cât mai moderat în ceea ce faci. Te va ajuta mai încolo. Numărul 3, și asta m-aș lăsa pe mine să descoper, ar fi să-mi dezvolt mentalitatea flexibilă. Mentalitatea flexibilă s-ar putea să facă diferența între văd oportunitatea de care vorbeam, o simt, o apuc și fac ceva cu ea. Poate doar a trecut pe lângă mine, oricum n-am putut să fac nimic, pentru că asta e România, asta sunt eu, n-am ce să fac. Construiește-ți cât mai mult mentalitatea flexibilă. Și restul, mult noroc! Ok. Am observat că sunteți fan al editurile Publica. Da, și nu numai. Cred că este mai degrabă o coincidență, dar da. Ok. Cum vă gândiți la Sibiu? Care e primul loc care vă vine în minte? Aveți un loc preferat? Simplu, centru vechi. Centru vechi, da. E cel mai reprezentativ. Centru vechi. Dar n-am cum altfel. Așa e. La arhitectură până la clădiri, până la vibe. Mă gândesc, uite, fix acum când m-ai întrebat, mă gândeam la o plimbare, într-o vară, aproape să se ducă soarele, îmi generează o amintire pe care o simt în momentul de față. E ceva unic, îți las o amprentă și n-ai cum. Probabil că sunt multe alte locuri, evident, dar primul lucru care îmi vine în minte, centru vechi. Cunosc sentimentul, da. Dar o persoană sau un profesor sau un coleg reprezentativ pentru perioada studenției. Cred că ar trebui să nominalizez toate persoanele cu care m-am cunoscut. Efectiv, pentru mine, perioada de studenție a fost o perioadă specială, tocmai pentru că am întâlnit oameni speciali. Și nu o zic doar de dragul de o zice. Poate că nu ne-am mulțumit, poate că nu le-am zis de suficiente ori, sau poate că nu le-am zis niciodată, însă realmente le mulțumesc tuturor persoanelor cu care m-am întâlnit, pentru că perioada mea de studenție a fost și prima perioadă când am plecat de acasă, trebuia să mă gestionez singur. Și a însemnat că fie
merg mai departe, fie mă blochez. Am ales să merg mai departe și datorită persoanelor pe care l-am întâlnit, profesori, colegi, cunoștințe și așa mai departe. Și le mulțumesc sincer. Însă simt nevoia, odată cu acest video, să dau tribut unei persoane. Nu am făcut-o și merită, pentru că este genul de persoană care îți lasă o amprentă profundă. E vorba despre domnul profesor Helge Fleischer. Din păcate, domnul profesor nu mai există, dar pentru toți cei care l-au cunoscut, știu foarte bine despre ce vorbesc și vreau doar să spun că nu l-am uitat, că sunt onorat că l-am cunoscut și mândru că mi-a sădit adânc ideea că nu durata contează, ci calitatea timpului petrecut cu o persoană. Tot respectul pentru acest om și, repet, n-am avut ocazia, dar nu l-am uitat. Foarte frumos spus. Am menționat faptul că în perioada masterului ați fost un semestru plecat în Varsovia cu Erasmus. Cum a fost acea experiență? A fost o experiență interesantă. Mai întâi pentru că eu trebuia să plec în Poznan. Înainte să îmi dau licența, am aplicat pentru program, am fost acceptat la Poznan, tot în Polonia. După ce mi-am luat licența, habar n-am de ce oamenii de acolo s-au răzgândit și n-au vrut să mă mai primească. Bine, pe mine și pe încă un coleg. Eu îmi doream atât de tare să ies din țară și să văd un alt mod de a face școală, încât m-am ambiționat atât de tare încât dacă îmi spui nu, am sărit cu mail-uri, cu telefoane, nu se poate așa ceva, nu mă lăsă speriat. Exact. Ușați intrat pe geam. Perfect, exact așa am procedat. Și oamenii de acolo au fost forțați să mă redirecționeze către Varșovia. Acolo, inițial, nici ei nu au vrut să mă accepte pentru că era prea târziu, pentru că diverse alte probleme, până la urmă, m-au acceptat că nu au ce să facă. Dar nu am regretat. A fost una dintre experiențele la care țin foarte mult. Am învățat o grămadă de chestii. Recomand cu foarte mare, mare căldură. Pot să spun de la cursuri. Eu m-am dus la o școală de socio-umane, unde am făcut cursuri de la psihologie, sociologie comportamentală, unde am avut, adică am luat contact cu lucruri pe care acum le citesc în continuare cu foarte mare plăcere. Adică mi-a deschis ideea despre, mi-a deschis orizontul despre creier, mi-a deschis orizontul despre alegeri, despre bias-uri. Și chestia asta mi-a rămas adânc și asta e datorită acelei vizite, acelei experiențe din Varșovia, vis-a-vis de poți să conectezi lucrurile uitându-te în urmă. Ce satisfacții vă oferă actualul loc de muncă? Mă bucur din suflet că îmi pui această întrebare pentru că este un subiect de discuție pe care l-am văzut des, cel puțin chiar și la colegii mei, des discutat. În sensul în care, și dacă îmi permiți, o să încerc să răspund repede și apoi o să încerc să pun puțin context. Okay. În primul rând, satisfacția mea este pentru că mi-alimentează nevoia de sens. Fac un interes public, tehnic, prin științe politice, eu ar trebui să fac tot ceea ce stă în putință, astfel încât să dezvolt, să mă dezvolt pe mine, să dezvolt oamenii cu care lucrez, societatea, comunitatea și mai departe. Prin urmare, mi-alimentează nevoia de sens. Contextul e așa natură încât spunea la un moment dat Freud că fericirea noastră se bazează pe doi piloni. Unul este iubirea, nu vreau să intru, nici nu am de ce. O iubire împărtășită te completează. Cel de-al doilea pilon este nevoia de sens sau satisfacția sau modul în care privești munca. Când afară de a veni acasă ai muncă, mai mult de fapt din când în când s-ar putea să petreci mai mult timp la muncă decât acasă. Da. Prin urmare, relația asta cu munca s-ar putea să fie destul de importantă și pentru tine ca om, ca persoană, cât și ca profesionist. Nevoia de sens este probabil cea mai puternică, cea mai adâncă și cea mai subtilă nevoie umană. Ea este cea care
îți determină valorile, credințele, modalitatea în care gândești, modalitatea în care acționezi marea majoritate a timpului. Lipsa aceasta de nevoie aduce după ea o scădere a motivației și imediat aduce și scăderea performanței. Iar acest lucru nu este bine, nu este bun deloc. Orice ce facem trebuie să aibă un sens. Fără acest sens, lucrurile nu merg. Și dacă nu merg, ajungem în alte locuri. În locuri unde stagnăm, dezvoltarea noastră personală nu ajută cu absolut nimic sau nu funcționează mai departe. Mă gândesc că ați avut și momente mai delicate, nu? Cum le-ați depășit? Au existat persoane, poate, care v-au ajutat sau ne puteți povesti o astfel de întâmplare? Din punct de vedere profesional, mă gândesc. Momente delicate au fost și vor fi. Vrei să încerci ceva, orice, sigur te vei împiedica la un moment dat. Că e ceva mai mică sau că e ceva mai mare, urmează principiul acțiunii-reacțiunii. Nu am ce să fac. Dacă am fost ajutat, am fost binecuvântat cu niște părinți formidabili, am o iubită pe care o cunosc încă din facultate, super inteligentă, m-a ajutat de fiecare dată. Însă, la finalul zilei, dacă tu nu vei fi în stare să te scoți, dacă tu nu vei fi în stare să știi să te manevrezi sau să manevrezi situația de unul singur, lucrurile nu vor dispărea de la sine. Nu ceea ce ni se întâmplă contează neapărat, ci felul în care reacționăm la ele. Ca să-ți răspund la întrebare însă, să nu o iau iar pe câmpii, în primul an al meu de la primăria din Vâlcea, am fost însărcinat cu niște calcule. Dintr-o eroare, am scăpat un zero în plus. Ideea este că această scăpare a mea a mers mai departe. Fix în buza unui ședință de consiliu local, un consilier mai deștept a reușit să vadă această eroare sau măcar a sesizat această eroare și a pus întrebarea, dar de ce e așa de mare suma? Până atunci nimeni nu o văzut, inclusiv eu, pentru că eu stătusem acolo și făcusem calcule de 11.000 de ori, nu văzusem acel zero. Nu vă pot spune ce s-a întâmplat sau ce a fost. Însă, după o zi, mi-am cerut scuze, mi-am asumat greșeala, greșeala a fost reparată, asta este, s-a întâmplat. E omenească. Și acum o port, adică, sincer, vorbind, mă urmărește în continuare, dar e acolo într-un sertar. Am închis-o cu cheia și de fiecare dată când am bugete de data aceasta verific de două ori și am grijă la numere foarte bine. Motivație. Exact, da. Exact. Deci se întâmplă. Momente dificile vor fi, dar contează cum treci peste ele. Și asta ține de tine, nu mai ține de nimeni altcineva. În final, aș vrea să vă propun 5 întrebări din celebrul chestionar al lui Proust. Ce urăți dumneavoastră cel mai mult? Lipsă de bun simț. O detest. Am înțeles. Ce iubiți cel mai mult? Inocența unui om. Sau inocența unui copil, spre exemplu. Chiar iubesc aceste lucruri. Puritate. O persoană în viață, o persoană care trăiește, pe care o admirați cel mai mult. Mi-ați povestit de domnul profesor care s-a stins, dar cineva care în viață. Mama. Mama dumneavoastră. La un prieten, ce prețuiești cel mai mult? Răbdarea de a mă asculta. Am înțeles. Când ați fost dumneavoastră cel mai fericit? Care a fost momentul când a fost dumneavoastră? Sunt fericit atunci când îmi reușesc chestiile alea mici. Când depui suficient efort și simți atunci că ți-a reușit. Mi se par momentele pe care ar trebui să le țin minte, pentru că te ajută. Pe mine cel puțin mă ajută. Acele lucruri, indiferent, că e vorba, nu știu, să faci, nu știu, o mâncare sau să citești o carte pe care ți-ai dorit-o. Chestiile astea mici pe care le faci ar trebui, care îți eliberează acea dopamină, dar nu atunci când bei cola. Înțeles. Da.
Eu cred că am avut un dialog foarte fructos pentru studenți și pentru cei care vor să aleagă facultatea noastră. Avem niște recomandări bune de cărți. Da. Ați insistat foarte mult pe atitudine, da, atitudinea aceasta de a intra pe geam atunci când te dă cineva afară pe ușă. Da, și cred că este de reținut. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc. Mi-a făcut reală plăcere să vorbesc. Sunt lucruri pe care le-am gândit, dar nu le-am verbalizat. Și prin intermediul acestei discuții am reușit să îmi clarific lucruri pe care altfel nu cred că le-aș clarificat. Așadar, mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim! Să aveți spor în tot ce faceți și toate cele bune! Mulțumesc frumos la fel!